s-a deplasat imediat echipajul de serviciu de la substația Tecuci. A găsit într-adevăr bărbatul cu arsuri multiple pe circa 50% din suprafață, la nivelul feței, mâinilor, toracelui și membrelor inferioare, arsuri de gradul 2 și 3. Imediat i s-au acordat primele îngrijiri și a fost transportat de urgență la primul spital, la Spitalul Municipal Anton Cincu în Galați, din județul Galați. Ulterior s-a solicitat transferul la Spitalul Județean Sfântul Apostol Andrei. La fața locului au intervenit două autospeciale, iar focul a fost stins după numai puțin de 6 ore. Au ars 280 de metri pătrați de acoperiș și asterial, 30 de metri pătrați de mansardă și a fost degradat tavanul din scândură. La momentul în care a ajuns incendiu, se manifesta cu violență la întreg acoperișul casei. Incendiul a fost localizat și lichidat în limitele găsite. Proprietarul, încercând să mai salveze din lucruri, a suferit arsuri de gradul 2. Din primele cercetări, cauza probabilă a incendiului este un scurt circuit la instalația electrică a locuinței.